De ce să nu vorbim de alternative? De ce să fie doar modelul de viață progresist? De ce să fie uniformizare? Trebuie să fie și alternativa cristică prezentată, oamenii să aleagă. Dumnezeu este un Dumnezeu libertății. Dacă mergem doar pe alternativa progresistă, suntem niște mici tirani, mici dictatori. Trebuie să fie o șansă oamenilor ca să aleagă. Fără agresivitate, dar cu înțelepciune și iubire, trebuie prezentat acest model cristic pe limbajul secolului 21.